Vă mutați, v-ați apucat de design de interior, de renovări, de zugrăvit, de văruit? Ce se întâmplă acolo pe Instagram și cu toții, toată comunitatea ta de participă intens? Da, da, eu mă bucur că mi-este comunitatea alături. Bună seara, zic și eu. Și, într-adevăr, mă mut. Am crezut că zici că dacă s-a mutat Tensar și am venit și eu după el unde s-a mutat el. Nu i-am făcut eu designul ăsta, dar aș putea să-i propun de acum încolo. Într-adevăr, m-am mutat în noul apartament și mai am foarte multe, dar de data asta știu să dau și știu ce înseamnă dibluri, știu ce înseamnă tâmplărie, știu ce înseamnă tencuială, știu de care vopsea trebuie, adică știu tot. Ai fost șef de șantier, că de obicei în situații din astea femeile cam fug de acasă și zic că se duc până la piață și se întorc când e zugrăvit tot, doar trebuie să pună hainele în dressing. Cum a fost? Te-ai implicat? Recunosc că nu mă bag eu în treaba asta, dar îmi place să învăț. Adică inclusiv când a pus băiatul faianță, eu mi-am luat un apartament la gata, dar știu din vechea casă că noi ne-am făcut inițial o casă la care nu ne-am mai mutat, pentru că eu mi-am dorit să stau într-un apartament. Da, așa se întâmplă și am văzut cum pune faianța și am zis și ce ai pus acum și adeziv și cum se lipește și cu silicon și silicon alb și asta, adică eu învățam tot procesul. Știi că, doamna mașa, dar vrei să adică de ce? Nu-ți fur meseria, dar ca să știu. Dar să nu te deranjezi în caz că îmi pică vreo placă. N-are cum să vă pice. Dar să învăț așa, știi? Dar la partea de mobilă, de accesorii, de utilități, ți-ai pus amprenta, că am văzut că te-ai uitat, te-ai documentat și așa mai departe. Știu tot și le-am promis oamenilor că o să vin cu recomandări către ei, pentru că eu mi-am căutat foarte mulți ani un apartament. Mi-am dorit să am un apartament al meu și crede-mă că am văzut foarte multe lucruri și mi-am dorit să fie cumva amprenta mea, adică mi-am păstrat un pic din stilul oriental, accentul meu, și am mers și pe linii clasice, dar în același timp să nu mă îndepărtez de linia mea. Și știu tot ce înseamnă mobilier, tot ce înseamnă fețe de masă, tacâmuri, veselă, tot, adică am o listă întreagă. De ce nu ai vrut la casă? Ți se pare că e foarte multă muncă, acum că s-au scumpit astea toate, electricitate, gaze, nu se mai merită să stai la casă, că dacă ai o casă cu ceva camere, știi că vine și factura mai mare. De ce n-ai vrut? Nu-ți place, nu știu, la curte, nu-ți plac vecinii? Eu n-am crescut la casă, eu am crescut dintotdeauna la bloc, doar în Turcia când am copilărit, am avut un apartament care îți dădea senzația că ești la casă, că ieșai în curte, aveai o curte mare și în față era marea și mi-aș fi dorit să fiu la curte, pentru că m-am gândit, zic, o să am florile mele, o să-mi pun eu busuioc, tot felul de verde turci și așa mai departe, chiar mi-am plantat acolo niște roșii. M-am dus și l-am tuns, dar n-am rămas acolo, pentru că am zis că o să fac foarte mult pe drum, că este și asta, că este mult mai mult de muncă, într-adevăr, în momentul în care te muți la casă, nefiind o casă mică, atunci e tot timpul de muncă. Dar nu știu, așa s-a întâmplat, casa încă există, adică nu e ca și cum, dacă ne dorim, da, casa este acolo, pe timp de vară ne putem duce. Deci până la urmă și pentru Jacqueline, ca să poată să vii mai ușor la activități, la școală, mă gândesc că dacă e în afara Bucureștiului, ți-e greu, mai ales cu traficul de aici. Și apropo de fica ta, ai lăsat-o pe ea să-și facă, că deja e mare, nu mai poți să o mai îmbraci, nu mai poți să o fraierești să-și cumpere ceva, până și haietele, cred că le alege în funcție de personajele din filme, din desene. Și ai lăsat-o pe ea să-și facă totul cum și-a dorit ea? Camera, da, dar am fost alături de ea și îi cer părerea. Uite, de exemplu, i-am spus că mi-aș dori să pun un tapet cu nori, cu bandă de led să pice lumina aia, baia să fac tot așa, una să fie ziua, una noaptea cu luna, și ea este alături de mine și îmi spune asta, da, asta nu, să știi că țin cont de părerea ei, pentru că are simțul ăsta dezvoltat și place și ei și atunci o susțin. Îți mulțumim frumos, te lăsăm să te distrezi și să te bucuri de mâncare în seara asta și ce să-ți dorim? Cât mai repede să termin, să stai și tu liniștită. Asta e, dar nu știu când o să termine, așa că dacă mai aveți idei, sugestii, puteți să-mi dați. Scrieți acolo pe Instagram că da, ea e foarte receptivă. Sunt receptivă tot timpul, eu tot timpul știți că am fost, adică și citeți mesajele oamenilor, să știi, îi bag în seamă, eu țin cont, uite masa asta de acolo, gata, cercetez, văd prețurile, contează. Nu se știe, mâine, poimine se face și designer, că dă și sfaturi, le și arată. Deja am propuneri. Mă întrebați pe mine, vă zic unde trebuie să vă mutați, ce trebuie să vă luați, aveți grijă la tencuială neapărat. Și la cutremur, să vă verificați. Fiare, să verificați fiarele, vedeți că eu am verificat, unde m-am mutat am fiare bune. Da. De ce pricepută ești? Știu la cât rezistă. Doamne ferește, doamne să ne păzească, că nu-i de glumă, dar trebuie să fim precauți, să știm ce alegem. Pe bune acum.